Cred că, spun la urmă, o victorie lejeră pentru voi. Cum a fost astăzi, în parchet? Da, cred că până la pauză am intrat mai greu în joc. S-au început să mâine pădurile de peste tabelă. Am avut la 7 puncte, dar tot timpul am revenit în joc. Târgu Jiu are echipă bună, chiar acasă viața pe bine, dar după pauză, cred că ne-am arătat valoarea și cred că este diferența de valoare în acest moment între noi și a câștigat până la mâine și destul de lejer pe final. De ce totuși decalajul ăsta între reprize? Nu v-ați motivat destul voi sau au fost noi prea slabi partea voastră? Nu, până la pauză cred că nu că n-am fost motivat, cred că am și reușit niște aruncări după pauză, care avea această desprindere, de aruncă de 3 puncte, până la pauză poate nu ne-am băgat. Și cred că și lungimea lotului și lungimea băncii și mai mulți jucători, cred că pe final s-a văzut diferența în efortul fizic. Mulțumim!